Fie Domnul. Mulțumesc Domnului că suntem împreună aici în adunare. Apreciez faptul că ați venit la adunare, Domnul să vă binecuvinteze. Dar m-aș bucura mai mult, dar nu eu m-aș bucura mai mult, s-ar bucura îngerii lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, dacă am face un lucru aici în adunare. Ne-am pocăi. Amin. Mi-aduc bine aminte că în prima zi acestui an am vorbit și despre faptul că în acest an, 2019, trebuie să rodim. Amin. Și prima roadă este roada pocăinței. Amin. Și lucrul acesta aș vrea să se întâmple într-un mod practic în această seară. Nu îți va fi de niciun folos să vii aici la adunare și chiar dacă slujești și chiar dacă vrei să impresionezi pe cineva, pe Dumnezeu nu-L impresionezi. Dumnezeu se bucură dacă te pocăiești. Domnul să ne binecuvinteze. În luna aceasta vorbim despre relațiile cu lumea și în această duminică este vorba despre relația lui Dumnezeu cu lumea. Și s-a citit și de dimineață un pasaj care vorbea despre Dumnezeu și lume. Și versetul cheie a fost că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când vorbim despre lume, cuvântul acesta are cel puțin trei sensuri. Primul sens este universul sau cosmosul. Biblia afirmă că Dumnezeu a creat lumea, adică a creat acest univers. Al doilea sens al acestui cuvânt lume este sistemul păcătos din lume. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, versetul 16, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Al treilea sens al cuvântului lume sunt oamenii, adică noi. Și când Dumnezeu spune că atât de mult a iubit lumea, spune că atât de mult a iubit oamenii, nu universul, nu sistemul păcătos al acestei lumi, ci ne-a iubit pe noi, oamenii. Și pentru că nu voi avea foarte mult timp și nu pot să spun tot ce mi-am propus, aș vrea așa puțin sistematic să vă spun de la început cumva schița predicii. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu din această seară vrea să ne spună că fiecare om este responsabil într-un mod personal înaintea lui Dumnezeu de faptele lui. Fiecare este responsabil de ceea ce face, de ceea ce gândește. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și stau și sunt sub mânia și sub judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu însă iubește omul, așa declară Biblia. Dumnezeu iubește omul și a lăsat o singură cale de ieșire de sub mânia și de sub judecata lui Dumnezeu. Această cale se numește în contextul și în pasajul care a fost citit, întoarcere. Sau alt cuvânt al Scripturii, alt sinonim, pocăință. Deci singura cale ca să ieși de sub pedeapsa lui Dumnezeu este întoarcerea sau pocăința. Și în ultimul rând, întoarcerea aceasta, pocăința aceasta, se realizează într-un singur loc. La Golgota. La crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului spune în primul verset care a fost citit: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Cuvântul Domnului spune foarte clar că fiecare este responsabil înaintea lui Dumnezeu de ceea ce face. Și contextul în care cuvântul Domnului spune
aceste lucruri și afirmă aceste lucruri este că era o mare neînțelegere, era o mare, oamenii erau în ceață vis-a-vis de ceea ce privește responsabilitățile părinților față de copii și a copiilor față de părinți. Și cum poate cineva să fie mântuit prin părinte sau altcumva? Și cuvântul Domnului spune în primul verset, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Ezechiel 18:1, pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguriră și copiilor li s-au sterpezit dinții. Și este un semn de întrebare. Dumnezeu întreabă, pentru ce spuneți această zicătoare? Cu alte cuvinte, în acest context, Dumnezeu spune, zicătoarea aceasta, ceea ce spuneți voi, nu e adevărată, nu e bună. Și în versetul următor spune, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilejul să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Dumnezeu vrea să demoleze, să desfințeze anumite idei pe care eu personal le-am și văzut în anumiți copii și în anumiți oameni. Am mai lucrat destul de mult cu copiii care provin de la casele de copii și am văzut că în ei este împământănit, cimentat o idee foarte falsă. Păi părinții nu ne-au crescut, părinții și ei fac tot felul de lucruri rele și dau vina pe părinți. Ba, am mai văzut și printre copiii pocăiților. Este drept că s-ar putea ca părintele să fi făcut anumite greșeli. Sunt părinți care poate au abuzat, poate au depășit limita și au pedepsit copiii mai mult decât trebuia să-i pedepsească. Și zic ei, păi tata nu m-a iubit, tata m-a bătut. Și pentru că el continuă să facă anumite lucruri, vrea să-și liniștească conștiința dând vina pe tasu. Și Biblia și Dumnezeu vrea să desfințeze astfel de idei. Și Dumnezeu spune, nu veți mai avea ocazia să spuneți aceste lucruri. Și explică Dumnezeu de la versetul 4, spune despre un tată, despre un om care este cinstit, care este drept, care se închină numai lui Dumnezeu, care ajută pe cel de lângă el, care nu-și dă banii cu dobândă, care este un om neprihănit. Dar omul acesta, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, are un fiu rău, care se închină la idoli, care iubește nelegiuirea, care face tot felul de lucruri rele. Și Dumnezeu este foarte categoric în privința aceasta. Și Dumnezeu spune, după aceea în versetul 14, și vrea să schimbe lucrurile spunând că există un părinte, un tată rău, care face tot felul de lucruri rele, dar are un copil bun, are un copil cinstit, are un copil desăvârșit. Și Dumnezeu spune atât de frumos, atât de clar, voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit. Și versetul 20 care a fost citit, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și dacă citesc și versetul 4, spune, iată că toate sufletele sunt ale mele. Dumnezeu așa spune, toate sufletele și ale părinților și ale copiilor și ale robilor și ale stăpânilor, cum era în vremea aceea, toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Asta spune Dumnezeu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cel rău, și asta e problema care vreau să ne cerceteze Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în viața noastră și să ne dea această putere, să ne întoarcem, adică să ne pocăim. Așa spune aici cuvântul Domnului, versetul 21. Dar dacă cel rău se întoarce
de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Așa spune Dumnezeu. Toate fără de legile pe care le-a făcut, i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Și acum, întrebarea lui Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu? Pune Dumnezeu această întrebare. Cumva, poate retoric. Doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Asta vrea Dumnezeu. Asta dorește Dumnezeu. Asta e dorința lui. Spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și ca să scăpăm de pedeapsa lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, asta numai prin întoarcere, prin pocăință. Proverbe 28 cu versetul 13 spune: cine își mărturisește păcatele fără de legile, acesta capătă îndurare, capătă propășire, dar cine le ascunde nu propășește. Ăsta rămâne acolo cu păcatele lui. Vestea bună în seara aceasta pentru cel care se vede păcătos, pentru cel care se uită și vede multe lucruri care nu sunt potrivite și care nu mai încearcă ca, eu știu, prin anumite lucruri să balanceze cumva această balanță și să creadă că poate să obțină favoarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim în neprihănire și să facem lucruri după voia lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune în versetul 31: lepădați de la voi toate fără de legile pe care, prin care ați păcătuit. Lepădați-le. Și acum aici este cheia mesajului. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Toate faptele și tot ceea ce facem noi bun trebuie să vină dintr-o această inimă nouă. Această inimă nouă. Iubiții mei, atunci când te pocăiești, momentul pocăinței se numește naștere din nou. Atunci Dumnezeu, când vii și îți mărturisești păcatul, atunci când vii înaintea lui Dumnezeu și te prăbușești și vezi cine ești și ceri îndurare și mila lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți schimbă inima, îți dă o altă natură, o altă inimă și te face ca să nu mai iubești lucrurile care le iubeai, ci să le urăști. Și lucrurile care înainte le urai, să le iubești. Lucrurile sfinte, lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile neprihănite. Asta înseamnă pocăință. Dar există și un proces al pocăinței care înseamnă maturizare, creștere spirituală, duhovnicească. Și tocmai de aceea cuvântul în seara aceasta este pentru noi toți. Poate unii dintre dumneavoastră v-ați pocăit de mult și Dumnezeu a produs acea naștere din nou, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar poate sunt unii care încă stau departe și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și să le dea putere și fie momentul pocăinței în seara aceasta, amin, Doamne, lucrează. Dar și pentru ceilalți, Dumnezeu vrea ca să creștem și în creșterea aceasta e nevoie de pocăință. Momentul pocăinței înseamnă schimbarea stăpânului. Procesul pocăinței însă înseamnă schimbarea caracterului. Trebuie mereu și mereu caracterul tău să se asemene cu caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, ca să înțelegem mai bine și ca să nu vorbesc mult, aș vrea să conștientizăm lucrurile simple
uneori banal de simple. Să-L vedem pe Dumnezeu care este creator și care dinainte știa ce se întâmplă cu omenirea. Și să vedem că El în sinea Lui a hotărât, cum spune Sfântul Apostol Pavel, a hotărât ceva în sinea Lui cu privire la noi oamenii care cădem, care păcătuim, care prin păcatele noastre stăm sub mânia lui Dumnezeu. Am lucrat într-o fabrică mare și uneori se mai greșea și trebuia să vină proiectantul să dea o soluție. El avea ansamblu, avea acolo desenul de ansamblu și nu puteam să luăm noi care nu lucram la proiectare să dăm noi o soluție. Trebuia să vină proiectantul și au fost tot felul de proiectanți acolo unde eu am lucrat. A fost și o doamnă proiectant, acum este aici în adunare, mă bucur de dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că când venea dumnea ei, parcă așa gândeam eu atunci, deși doamna nu era pocăită, dar eu ziceam, mă, ce doamnă, cum se cade, e foarte, parcă ar fi ca și o doamnă pocăită. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur și apreciez că ați venit la noi la adunare. Iubiții mei, la fel Dumnezeu a găsit o soluție, El care avea planul de ansamblu pentru omul păcătos. Și tocmai de aceea l-a pedepsit pe Hristos pentru noi. Și cineva asemăna lucrul acesta și mi-a plăcut această asemănare. Un frate păstor, un frate păstor baptist, spunea că în America, îndeoseb, vin mereu, sunt tot felul de incendii, sunt anumite zone și specialiștii s-au gândit cum să scape oamenii când vine incendiu și nu mai este timp ca să anunțe, să vină elicoptere și așa mai departe. Ce trebuie să facă ei ca să scape? Și specialiștii au ajuns la următoarea concluzie și au dat următoarea soluție. Când vedeți că vine focul, auziți că se aude, mai ales acum cu mass media care este foarte bine pusă la punct, se aude, nu așteptați, ci ce trebuie să faceți? Să dați foc la casă. Să dați foc la casă și la toate lucrurile care le aveți, să ardă. Dacă în curte aveți, să ardă curtea, totul să ardă în jurul vostru și apoi să vă puneți în mijloc. Și vine flăcările, vine văpaia de foc. Pe unde a ars odată, focul se oprește, nu mai arde. Și așa voi veți scăpa. Și mi-a plăcut această imagine că la fel s-a întâmplat cu Dumnezeu. Noi suntem sub focul mâniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a revărsat toată mânia Lui la cruce, la Golgota, acolo, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și a ars acolo focul iadului. Domnul nostru Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Pentru El nu era mare lucru să moară pe cruce. Că mulți alții au murit pe cruce. În grădina Ghețimani, când El se ruga și spunea, Tată, dacă-i cu putință, îndepărtează și sudoarea se transforma în borboane de sânge. Acolo nu era ceva care mulți oameni au suportat, multe chinuri și multe dureri, dar acolo era tot iadul, era toată pediapsa omenirii. Și de aceea Domnul Hristos s-a întristat și întristarea aceasta s-a transformat ca într-o întristare de moarte și striga către Dumnezeu, dacă-i cu putință, îndepărtează. Dar totuși facă-se nu voia mea și voia ta. Acolo la cruce, mânia lui Dumnezeu, focul iadului, l-a ars pe Fiul lui Dumnezeu. Și noi putem să fim scăpați de această mânie, de acest foc, doar venind, că a ars odată acolo. A ars acolo, doar venind și adăpostindu-ne aici, la cruce. Dar această venire, această întoarcere se numește pocăință. Pocăință. Numai prin pocăință poți să fii la cruce, poți să fii la Golgota. Și acum vă rog, frați și surori, cercetați-vă și analizați-vă. Haideți să nu vorbim degeaba. Și așa vorbim lucruri destul de simple, nu ceva foarte atrăgător, foarte încântător.
Dar am vorbit niște adevăruri fundamentale ale Scripturii care te privesc personal pe dumneatale. Ce vei face în seara aceasta? Te vei pocăi sau nu? Să știi un singur lucru. Fără pocăință, fără întoarcere, fără a veni la cruce, fără a te adăposti acolo la jertfa Domnului Hristos, nu există iertare. Poți să faci ce vrei. Te poți duce la mănăstiri, poți urca în genunchi, treptele mănăstirilor, poți face mătănii, până să faci cucuie în frunte, poți să faci orice. Fără pocăință nu există iertare. Dă-mi voie să te întreb, păcatele tale sunt iertate? Simți pacea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu pentru toate nelegiuirile care le-ai făcut? Aici, la cruce, există iertare. A fost cineva pedepsit odată în locul tău. A murit cineva. Și pediapsa care, spune Apostolul Pavel, ne dă pace, a căzut peste el, peste Hristos. Și ceea ce noi meritam, iadul, flăcările iadului, au căzut peste Hristos. Sunt păcatele tale iertate. Fără pocăință, n-ai cum să ajungi în rai. N-ai cum să ajungi în rai. Ce vei face în seara aceasta? Tu care nu te-ai pocăit niciodată, nu vrei să te pocăiești. Da, dumneatale care te-ai pocăit de mult, nu cumva mai sunt anumite aspecte în viața dumneatale care sunt ca o piedică și de care trebuie să te pocăiești? N-ai vrea să te pocăiești de aceste lucruri? Cel puțin de un lucru să te pocăiești în seara aceasta. Să te ajute Dumnezeu.